emisiune realizată cu sprijinul Camerei de Comerț și Industrie a României. Bună seara, dragii mei, bună seara încă o dată la Ambasador România. Încă o ediție specială, încă o ediție cu un invitat special, încă o ediție despre România, despre educație, despre viitorul acestor generații, despre ce facem cu România, despre patriotism, despre foarte multe valori care țin de poporul român. Înainte însă de a intra într-o discuție relaxată cu invitatul meu, aș vrea să fac, ca de obicei, un intro. Vreau să le mulțumesc foarte mult tuturor celor care au participat la școala de vară a Coaliției Naționale pentru Modernizarea României. Vreau să le mulțumesc foarte mult tuturor celor care s-au înscris, foarte mulți, de ordinul sutelor, în urma unei campanii transparente, în urma unei campanii în care am încercat să obținem din întreaga țară CV-uri ale unor oameni pe care să-i luăm alături de noi. I-am luat alături de noi și nu-i irosim. De aici înainte va urma o altă etapă și o altă etapă în care vom avea alți lideri, iar cu cei cu care deja am dialogat și sunt surprins mai mult decât plăcut de calitatea lor, și nu doar eu, și ceilalți lectori care au fost prezenți la această școală de vară. Ei bine, cu aceștia o să începem și vom începe o presiune uriașă asupra sistemului administrativ să înțeleagă și să accepte. Nu întâlnești, din păcate, destul de des oameni care să înțeleagă sistemul, care să aibă viziune și să aibă calități de lider. Școala de vară a Coaliției Naționale pentru Modernizarea României a arătat că România are resurse. Eu, unul, sunt mai optimist după această școală de vară, pentru că am văzut că sunt oameni care pot să ducă România mai departe și negativismul, ura, dezbinarea, pe care îl vedem sau este la fiecare pas în jurul nostru, în spațiu public, nu este întotdeauna peste tot. Mai sunt și excepții. Le mulțumesc tuturor acelor colegi, pe care nu deja colegi în cadrul coaliției, care s-au înscris, care au încercat, care s-au bătut pentru un loc acolo și care au fost excepționali. Vreau să le mulțumesc lectorilor, vreau să le mulțumesc procurorul general, de exemplu. Procurorul general care de obicei are o activitate ceva mai restrânsă. A înțeles nevoia de transparență a parchetului general, a înțeles nevoia de deschidere către societate și eu cred că România are un procuror general echilibrat, transparent și îi mulțumesc pentru asta. Vreau să le mulțumesc pentru celor care au fost prezenți, dincolo de cei din afara coaliției, vreau să le mulțumesc și celor din coaliție, tuturor vicepreședinților, tuturor președinților de organizații. Pentru că acum această coaliție a crescut foarte mult și a început să aducă rezultate. Iar rezultatele se vor vedea și le veți vedea și dumneavoastră de aici înainte. Și în materie legislativă, și în materie executivă, numai târziu de săptămâna trecută, am negociat cu Ministrul Energiei să realizăm împreună. Am avut o întâlnire la Parlament cu domnia sa și cu președintele Comisiei de Industrie, să ajutăm la realizarea strategiei energetice a României. Dar asta este doar o paranteză mică, din 1, 2, 3, pe care o fac pentru că simt nevoia să dau un mesaj optimist și pe această zonă. Dar ambasadorul meu va obișnui și cu altceva, va obișnui cu oameni de calitate, va obișnui cu persoane care au ceva de spus, cu persoane care nu trec prin un studio de televiziune doar ca să arunce niște vorbe sau să scuipe niște vorbe, cum spun eu, într-un mod mai neacademic, ca să mă apropii de invitatul meu de astăzi. Și în această ediție am invitat un personaj carismatic, personaj care, din punctul meu de vedere, va avea un viitor în societatea românească de aici înainte destul de bun. Un personaj care la o vârstă tânără, fragedie prea mult spus, o vârstă tânără este rectorul unei dintre cele mai importante universități din România, este vorba despre Universitatea de Vest din Timișoara, și în același timp și președintele Consorțiului Universitaria,
din care fac parte nu numai Universitatea de Vest, dar și Academia de Științe Economice, Babeș-Bolyai din Iași, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, am spus, din Iași, Universitatea București și cred că le-am epuizat, domnule rector. Este vorba despre Marilen Pirta, este și vicepreședinte al Coaliției Naționale pentru Modernizarea României, consorțul universitaria, este membră a Coaliției și este un om pe care mă bucur să l-am invitat pentru că îl cunosc acum de ceva timp. A fost printre cei mai săritori și primii care s-au aliat acestui demers al coaliției noastre și după cum pot să observ, eu mi-am pus tricolorul, dar văd că și domnul rector îl are în piept, semn că avem de-a face cu oameni care, deși nu ne-am vorbit, apreciază simbolurile naționale. Domnule rector, în primul rând, mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația la Ambasador România și pare să intrăm într-un dialog destul de interesant cu cetățeni pe diverse teme. Bună seara, domnule Cumpănașu și tuturor celor care ne privesc în această seară. Mulțumesc pentru această invitație și este o deosebită plăcere și onoare pentru mine de a avea în minutele care urmează acest dialog pe temele, aș spune eu, de interes național și de actualitate în România. Domnule rector, haideți să vă iau mai pe departe, așa, după aceea intrăm în bucătăria sistemului. România astăzi, am mai spus-o, are o problemă cu valorile, limbă, cultură, istorie. Partea de identitate națională e prea puțin promovată. Dar am observat un comentariu puțin deplasat în spațiu public, referitor la tinerii de astăzi și la remarcă la adresa unui rector la care o țin foarte mult, este vorba despre rectorul de la Cluj. Și întrebarea mea către noastră este următoarea. Cum sunt tinerii de astăzi? Din punctul meu de vedere, cred că comentariile pe ceea ce afirma într-un anumit discurs domnul rector Ioan Aurel Pop, domnul academician, sunt extrem de deplasate și scoase din context. Cunoscându-l foarte bine pe domnul academician Pop, știu foarte bine cum gândește și cât de atașat este de valorile naționale, cât de patriot și cât de mult prețuiește, să spunem, istoria și acest popor și evident că și generațiile care urmează. De aceea cred că unele comentarii sunt răutăcioase și toți cei care îl cunoaștem știm deja acest lucru. Legat de tinerii din generația noastră, evident că asistăm la, a spune eu, o punere față în față a unor generații a căror dinamică în evoluție este extrem de accelerată. Și dacă am putea discuta după 90 de, hai să le pun în două planuri, generația millennials, cum le spune generația X sau Y, cum spun sociologii, adică cei care au început educația înainte de 90, dar au finalizat studiile după 90 sau chiar că le-au început după 90 și le-au finalizat după 90 într-o economie în căutări ale identității, după o economie comunistă, la o trecere spre, să spunem, economia de piață, și generația Google, generația care, de fapt, este cea care este prezentă deja, ea spune generația Google, generația Facebook, prezentă deja pe băncile școlilor, atât în preuniversitar, dar și în mediul universitar. Ca să, mă rog, definim termenii în care discutăm, pot să spun că eu fac parte din generația millennials și aș dori să vorbim mai mult despre generația Google și generația Facebook, pentru că ei sunt, de fapt, actorii principali în ceea ce va însemna România viitoare. Ei sunt cei cu care lucrăm în școli, în universități și faptul că accesul la informație este extrem de rapid, în timp ce pe generația noastră, biblioteca, accesul la diferite reviste ne ducea să ne îmbogățim bagajul cultural, educațional.
informația este la un click distanță de ei și au acces extrem de rapid. Și nu discutăm despre informații generale, cum ar fi, de exemplu, care e capitala Argentinei, Braziliei, cine a câștigat campionatul mondial din Italia 90 și așa mai departe. De la astfel de informații banale până la informații extrem de complicate, care este, știu, o rețetă pentru o anumită boală și o caută pe internet. Diete, să spunem, de slăbire, adică informații care, după părerea mea, nu au un filtru al, să spunem, corectitudinii lor fiind postate pe internet. Și atunci ei sunt bombardați cu foarte multe informații și au nevoie de un filtru, cineva care să facă o selecție între care sunt corecte, care nu sunt corecte, care sunt informațiile care trebuie să le iau în calcul și care să le lase să treacă pe lângă. Domnule doctor, și cine face filtrul ăsta? Educația. Asta e întrebarea. Deci educația, acesta este răspunsul, educația trebuie să facă acest filtru. Modul cum ei sunt educați, cum acumulează aceste informații, după care să poată să le filtreze. Deci asta este rolul nostru, asta este rolul școlii, asta devine rolul școlii într-o astfel, într-un contact cu astfel de generație. Pentru că școala are mai multe, să spunem, valențe, iar educația, de aceea cred că în momentul de față acest proiect România Educată al președintelui României, care își propune nu excelența, nu scoaterea în evidență a performanțelor, a excepționalului, ci educarea în masă a poporului. Pentru că educația reprezintă, de fapt, să spunem, baza, cărămida de temelie a tot ceea ce se întâmplă într-o dezvoltare sustenabilă a unei țări. Vă referiți și la formarea celor valori de bază prin care să filtreze sau să treacă informația pe care o văd pe internet? Cu siguranță, pentru că un popor educat este un popor mai greu de manipulat, este un popor mai greu de dezinformat, este un popor mai greu de, să spunem, păcălit în ghilimele, are o anumită reacție civică, are o gândire critică, are o analiză proprie asupra unor evenimente, fapte, vorbe. Este un popor mai stăpân pe el și aici vorbim despre popor în general și de educația poporului în general, nu de educația unor copii într-un număr determinat. Și aici este extrem de important, pentru că acest proces este un proces care nu se face peste noapte. Este un proces la care trebuie să contribuie toți factorii și de aceea cred că prioritizarea educației și a sănătății este un demers extraordinar în ceea ce se întâmplă în România și am convingerea că nu va fi doar unul declarativ, ci va fi unul și cu consistență. Vom fi... Cel puțin am speranța aceasta în, da, în acest moment. Vom fi oricum acolo și vom determina aceste schimbări, domnule rector, pentru că și societatea s-a trezit. Vom avea săptămâna viitoare întâlnirea cu Comisia de Buget și cu Comisia pentru educație din Camera Deputaților și cu Coaliția pentru a discuta despre cum ajungem la cel 6% într-un număr de ani, apropo de ce spuneați dumneavoastră. Eu vreau să vă întreb altceva. Dumneavoastră interacționați cu studenții destul de mult, să spunem, și ca rector, dar și ca profesor. Eu nu vreau să arunc anateme, arunc provocări. Luați-le ca provocări și nu ca judecăți de valoare. Am senzația totuși că o parte a acestei generații despre care vorbiți dumneavoastră, această generație Google, este din ce în ce mai egoistă, din ce în ce mai individualistă, poate este termenul corect, din ce în ce mai îndepărtată de societate și din ce în ce mai puțin empatică, în care eu-ul se substituie la orice. Eu-ul însemnând nu știu ce își dorește, ce vrea el. Da. El, iar individul. Iar legătura cu societatea, legătura cu patria, cu țara, devin niște lucruri abstracte. Poate că este o viziune greșită și aștept să-mi dați dumneavoastră răspunsul, dar am această impresie interacționând mult mai puțin decât dumneavoastră cu ei. Știți, noi profesorii avem un defect prin care permanent când explicăm la un curs anumite lucruri și constatăm că studenții nu înțeleg sau poate chiar puțin nu înțeleg și majoritatea înțeleg, ne punem problema că nu am explicat suficient de bine acel lucru, nu pentru că ei sunt incapabili să înțeleagă, că n-au, să spunem, nivelul pentru a înțelege. Și atunci datoria noastră este de a duce lucrurile la acel nivel
de al explicației, astfel încât să ne asigurăm că ei înțeleg. Și cred că aici din nou revenim la educație, pentru că educația lor, care începe încă din familie, din primii ani după naștere, ei, această educație trebuie să vină. Și cred că lucrurile s-au schimbat total în România, pentru că familiile nu mai au timp de educația copiilor, pentru că nivelul educației a unui copil depinde foarte mult de nivelul de educație al mamei, în primul rând. Părinții sunt într-o dinamică extrem de mare în căutarea unor locuri de muncă bine plătite, a aducerii unor venituri acasă, și pun o mare parte din ceea ce ar trebui să facă ei în brațele dascălilor, educatorilor, învățătorilor în primii ani, care trebuie să suplinească și această parte. Și faptul că, pe de o parte, este datoria noastră ca sistem educațional, dar pe de altă parte este și societatea ce oferă în final acestor tineri. Pentru că reacția lor nu este una născută, ci este una generată. Generată de mediul înconjurător, de tot în ceea ce trăiesc ei. Și constatăm că în momentul de față România mai are mult de lucrat pentru a le oferi, să spunem, tinerilor acest sentiment de apartenență și de a renunța la acel eu pentru a putea spune noi și a fi atașați unei colectivități, mai mari sau mai mici, după caz. Domnule rector, vă spun că ei sunt mai inteligenți ca noi. Deci am constatat că aceste generații sunt mai inteligenți ca și noi când eram în acea perioadă. Mai informați, mai căutători, mai neliniștiți, mai dorniți să afle și să și plictisesc mai repede, mai să știți. Mai neliniștiți nu i-am văzut, știți, ca să fiu sincer, dar probabil, cu siguranță, mai inteligenți sunt. Mai neliniștiți, poate într-un anumit sens, dar nu i-am văzut pentru cauze nobile foarte... Da, păi aici e o altă problemă, pentru că internetul și Facebook-ul, deși aparent în ultimul timp, să spunem, în ultimul an, s-a arătat ca fiind extrem de prezent în ceea ce privește spiritul civic și opiniile, eu nu sunt de părere că aceste mijloace de moderne generează activism civic, generează opinie și doar sunt canale de transmitere. Acestea sunt interne și dacă ești educat într-un acest spirit, folosești acest mecanism de socializare ca un instrument prin care poți să-ți exprimi punctele de vedere. Înainte de prima pauză, aș vrea să vă pun o întrebare pe care o am adresat-o și altor colegi rectori, pentru că eu cred că România are nevoie să-și vadă elitele, dincolo de toate nulitățile care apar la televizor și mi-asum cuvântul, în special la anumite tipuri de emisiuni. Trebuie să mai cunoști elitele și nu știu dacă elitele, poate prea mult spus, dar oamenii care gândesc pentru societate și care nu sunt prezenți. Vreau să vă întreb, domnule rector, dacă vorbeam mai devreme despre generația Google, dacă patriotismul de astăzi, această identitate națională de care vorbeam, cu istoria, cu cultura, cu limba, domnul academician Eugen Simeon a fost invitatul meu, am plăcerea să am o relație foarte apropiată cu dânsul și dezbatem des această problemă. Această identitate națională, cum facem, cum încercăm, ce ar trebui să facem, să o ducem mai aproape de tinerii din generația respectivă, poate chiar mai jos, pentru că vin vremuri extrem de complicate și de grele pentru întreaga lume, în care globalizarea nu va mai rezolva problemele. Cine are o națiune slabă va dispărea, cine are o națiune puternică cu oameni atașați va rămâne. Poate a fost o întrebare mai lungă. Foarte clar și sunt la sentimentul meu, pentru că globalizarea înseamnă pierderea identității și mai ales pentru statele mici, care nu sunt atât de puternice și cu o istorie glorioasă, să spunem. N-aș spune că n-am avut noi o istorie glorioasă, poate e mult spus, dar totuși nu suntem atât de răi, de urâți, de proști, de lași cum vor alții să ne facă. Și mai mult ne facem noi, mai mult ne punem cenușă în cap, dând apă la moară porților străine, ca să spun, metaforic, în loc să ne, în momente grele, să ne adunăm, să ne coagulăm și să ne păstrăm identitatea. Pentru că dacă, acum gândindu-mă ce spunea Petre Țuțea, ce ar fi spus grecii antici, dacă s-ar întoarce acum din timp, putem face acest exercițiu de imaginație, corect. Să vadă ce a ajuns poporul lor, al marilor filozofi, al marilor luptători, al marilor cuceritori,
ar plânge în mormânt. Deci noi, de bine, de rău, de-a lungul istoriei, am rămas aici, deși este o zonă extrem de, să spunem, la influențe și la intersecții belicoase, și de-a lungul istoriei s-a demonstrat acest lucru, dar noi trebuie să ne păstrăm identitatea prin exemple pe care le dăm. Și... Domnule rector, capitalism, nu mă scuzați, capitalism, publicitate, revenind după aceea... Vreau să-mi continui ideea, pentru că... Neapărat, este, și eu simt, deja v-ați energizat, da. Și eu sunt energizat la subiectele astea, dar trebuie să luăm o scurtă pauză. Publicitate.